Nea Titi a fost cooptat în vară în structura clubului târgoviștean după câteva sezoane petrecute la basket la campioana municipală MSM. Fostul conducător al CS-ului s-a ocupat de toată noua funcție, de la organizarea deplasărilor și până la menținerea gazonului în cele mai bune condiții. Vă gândeați la începutul sezonului că echipa va termina turul pe primul loc? Dom'le, nu mă gândeam să vă spun de ce acum. Eu zic eu că mă pricep bine la jocul ăsta și e foarte greu să alcătuiești o echipă, să adun 30 de jucători din 30 de sate, din 30 de orașe sau 20 de județe sau nu știu cum să mai exprim, să-i aduci, să-i așezi pe post, să-i ai răbdare, că ăla nu joacă bine acolo, să-l mut dincolo, parcă ar fi ceva, nu știu. E greu de conceput. Însă, prin pregătire ca lumea făcută, prin nu știu ce, s-a ajuns la... și prin prisma rezultatelor. Dacă n-ai și un pic de șansă, poți să joci bine. Dacă n-ai un pic de șansă, tu dai în bară, în bară. Mă gândeam odată când jucam eu fotbal, odată aici la Târgoviște, jucam cu Știința Bacău, Cazacul o lovea cu urechea, intra în poartă. L-am bătut 9-0. Mureșan trăgea pe vinclu și nu intra gol. O scotea portarul sau venea în bară sau... Și am bătut 9-0 totuși. Vreau să spun diferența așa de șansă. Dacă n-ai și un pic de șansă, nu merge treaba. Nu e. E, noi am avut și un pic de șansă prin prisma rezultatelor, că am mai luat și ei bătaie și nu știu ce. Noi am satisfacția chiar că noi n-am fost înfrânși în tot turul de campionat, decât câteva jocuri nule. E Chindia favorită la promovare în momentul de față? Momentul de față e. E pentru că noi, jocurile care sperăm că ar fi mai bune, mai grele, cum ar fi Brazi, cum ar fi, le avem în deplasare și să zic că nu s-ar pune așa. Sau dacă acolo ai câștigat, le-ai rupt nasul, ai terminat. Un material am plăcut, Titi Ionescu, puteți urmări în ediția de marță emisiunii Reporter TTV.